Lăudat să fie Iisus Hristos! Vă mulțumim frumos că ați venit la această prezentare despre miracole euharistice. Prima dată vom vedea împreună ce este acea euharistia, deoarece miracolele sunt definite ca fiind euharistice, iar mai apoi tot împreună vom vedea care sunt câteva din aceste miracole. Acum hai să vedem ce este aceea euharistia. Biserica Catolică prezintă dogma transubstanțierii pentru a defini euharistia. Dacă facem o simplă analiză a cuvântului transubstanțiune, substanțiere, înainte să știm ce ne spune dogma, deja avem o imagine destul de amplă asupra euharistiei. Trans, prima parte a cuvântului, înseamnă trecere, iar substanțiere, a doua parte a cuvântului, se referă la substanță, adică noi înțelegem prin substanță ce este în profunzime, ceva, care este esența a ceva la care noi facem referire. Deci, transsubstanțiere a însemnat trecerea unei substanțe inițiale într-o altă substanță care, fiind rezultatul acestui proces de trecere, nu o să mai aibă nimic în comun cu substanța inițială. Luând în considerare că substanța este esența a ceva, putem să spunem că ea stă la baza definiției pe care noi o căutăm pentru euharistie. Deci când ne gândim la euharistie, trebuie să punem accent pe noțiunea de esență. Așa reușește Biserica Catolică să explice cum pâinea și vinul, care sunt două elemente comune, le avem cu toți în casă, pot să se transforme în trupul, respectiv în sângele lui Hristos. Pentru ca acest lucru să fie posibil, necesare două elemente principale, binecuvântarea lui Hristos și prezența Sfântului Spirit. Sfântul Augustin este cel care foarte frumos reușește să scoată în evidență importanța binecuvântării lui Hristos și ne spune așa că nu orice pâine, ci doar acea pâine care primește binecuvântarea lui Hristos poate să devină trupul lui Hristos. Astfel, preotul rostește rugăciunea euharistică, care constă exact în cuvintele rostite de Hristos la cina cea de taină atunci când a instituit acest sacrament. Astfel, noi prin euharistie avem pe Iisus prezent în mod real cu trupul, sângele, sufletul și dumnezeirea sa pe care le-a jertfit pe cruce și pe care le oferă ca hrană spirituală. Tot Sfântul Augustin reușește să sublinieze și augmentitatea prezenței lui Hristos în euharistie, spunându-te că și cea mai mică parte din pâine îl cuprinde pe Hristos în totalitate, astfel încât și nici frângerea pâinii nu poate să-l dividă pe Hristos. Autenticitatea prezenței lui Hristos este dată și de faptul că în urma transubstanțierii, acestui proces de trecere, de schimbare a esenței, pâinea și vinul rămân nealterate. Poate că ce am vorbit până acum unui neinițiat în taina euharistiei sau poate că și unuia care s-a mai întâlnit cu ea de mai multe ori, îi se pare ceva irațional, adică nu, așa ceva nu se poate întâmpla. Și totuși, Iisus este în realitate prezent în euharistie. Într-adevăr, în urma transubstanțierii, ochii noștri văd că pâinea a rămas tot pâine, vinul a rămas tot vin, arată la fel, are același gust. Dar, totuși, Iisus este prezent acolo, doar că El este recunoscut doar de acela care crede cu adevărat în El. În acest motiv, euharistia este misterul credinței. De-a lungul istoriei, foarte mulți oameni s-au îndoit de prezența lui Hristos în euharistie și încă în zilele noastre foarte mulți se îndoiesc. Și în acest motiv, Dumnezeu a permis ca omului să îi poată fi revelate miracolele euharistice, ca omul să se convingă de prezența reală a lui Hristos în euharistie. Și în continuare, colegele mele o să vă prezinte care sunt câteva din aceste miracole euharistice. Eu voi prezenta două dintre aceste miracole și voi începe cu miracolul din Lanciano, care a avut loc undeva în jurul anului 750, iar în Biserica Sfântul Francisc și astăzi există o inscripție de marmură care prezintă evenimentul care a avut loc.
Anume faptul că un călugăr s-a îndoit de faptul că ostia se transformă cu adevărat în trupul și sângele lui Hristos, motiv pentru care în timpul celebrării liturghiei, în momentul în care a spus cuvintele consacrării, cu adevărat ostia s-a transformat în carne în fața lui. Și sigur că evenimentul acesta a fost arătat ulterior oamenilor, a fost făcut cunoscut. Și un alt lucru extraordinar este că carnea a fost păstrată într-o singură bucată, în schimb sângele a fost împărțit în 5 părți inegale, care s-a observat că împreună cântăresc atât cât cântărește fiecare parte luată separat. Ulterior s-au făcut câteva analize de laborator în ultimii ani care au dovedit faptul că într-adevăr este vorba despre carne și sânge de om, sânge uman. Un al doilea miracol despre care aș vrea să vorbesc este cel din Augsburg, acesta fiind un dublu miracol euharistic și o să vedem imediat de ce. Istoria lui începe în momentul în care o femeie a conceput ideea de a lua acasă o ostie. Astfel că într-o dimineață, după ce a primit Sfânta Împărtășanie, a ținut în gură ostia și a dus-o acasă, unde a modelat din ceară, două bucăți din ceară, a modelat o relicvă și a așezat acolo ostia. 5 ani mai târziu, conștiința a împins-o să facă acest lucru cunoscut preotului Bisericii Sfintei Cruci, unde a primit împărtășania, acesta s-a deplasat acasă la ea, a luat ostia și a adus-o înapoi în biserică, iar între membrii bisericii era un anumit preot, Bertold, care, fiind considerat un om sfânt, a fost ales să deschidă relicva și să scoată ostia. Iar el a fost cel care pentru prima dată a observat că pe marginile ostiei au apărut bucăți de carne în formă de dungi roșii. Mulți dintre preoții care au văzut evenimentul au fost speriați, au încercat să mențină o perioadă secretă acest eveniment, au încercat să separe ostia în două pentru a fi observat și interiorul, dar cele două bucăți nu au putut fi separate pentru că erau legate între ele prin vene filiforme. Episcopul a luat hotărârea ca ostia împreună cu relicva de ceară să fie expuse în catedrală de la Paște până la sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, unde a avut loc cel de-al doilea miracol, și anume faptul că ostia și-a mărit dimensiunile, a spart relicva de ceară fără intervenție umană. Iar în acest moment episcopul ia hotărârea să fie expuse într-un recipient de cristal atât ceara cât și ostia. Și au stat aproximativ 780 de ani, timp în care la data de 11 mai avea în fiecare an loc o celebrare pentru comemorarea acestui eveniment, ocazie cu care au avut loc multe vindecări. Miracolul pe care o să-l prezint este vorba de miracolul euharistic din Siena, 1330. În Cascia, în bazilica dedicată Sfintei Rita, există relicva unei minuni euharistice remarcabile, care a avut loc lângă Siena în 1330. Un preot a fost rugat să împărtășească un țăran bolnav. Acesta a luat o ostie sfințită și a așezat între paginile breviarului său. Și a mers la fermier. A ajuns la casa bolnavului, după ce l-a mărturisit, a deschis cartea să ia ostia pe care o așezase acolo, dar spre marea lui surprindere a observat că ostia era colorată cu sânge viu, astfel încât ambele pagini ale breviarului erau impregnate cu sânge. Preotul, confuz și smerit, a mers la Siena, la mănăstirea augustiniană, pentru a cere sfatul preotului, Simone Fidati de Cascia, cunoscut de toți ca fiind un om sfânt. Acesta, din urmă, după ce a auzit povestea, i-a acordat iertare preotului și a cerut să păstreze cu el acele două pagini impregnate de sânge. Au fost numeroși pontifi supremi care...
care au promovat cultul, acordând indulgențe. Iar în 1930, cu ocazia celui de-al șaselea centenar al evenimentului, a fost sărbătorit un congres euharistic. Acum, după ce am văzut aceste miracole, ne gândim, bun, astea s-au întâmplat în urmă cu atâția ani, poate că oamenii erau altfel, poate erau mai credincioși, poate mergeau mai mult la biserică, poate că biserica însăși poate era altfel. Și ne gândim, da, bun, în zilele noastre nu mai putem să vorbim despre miracole euharistice sau să aibă cineva vocația de a fi sfânt în zilele noastre. Și iată că totuși, în 1991, se naște Carlo Acutis, un tânăr care pe toată perioada vieții sale s-a deosebit foarte mult de cei de aceeași vârstă cu el. Și de ce spun asta? Pentru că și lui îi plăcea să meargă la pizza cu prietenii, să joace fotbal, să călătorească, era o ființă foarte sociabilă, dar mai presus de toate acestea, el iubea Euharistia cel mai mult și asta îl deosebea de cei de vârsta sa. Familia a afirmat că el încă de mic și-a manifestat atracția față de biserică, dragostea față de credința sa catolică și la vârsta de 7 ani, prin proprie inițiativă, el a dorit să primească deja prima sfântă împărtășanie. Și datorită credinței lui, familia sa s-a reapropiat de biserică. Carlo Acutis a fost un suflet caritabil, îi plăcea foarte mult să ajute oamenii, în special pe cei săraci și chiar din primele sale economii a cumpărat un sac de dormit pentru unul din oamenii străzii pe care îi întâlnea zilnic în drumul său spre biserică. Și da, zilnic, ați auzit bine, pentru că acest tânăr Carlo Acutis mergea zilnic la Sfânta Liturghie. Și nu numai că mergea la Sfânta Liturghie, ci și zilnic, ori înainte de Sfânta Liturghie, ori după, făcea adorație euharistică. De asemenea, el se spovedea foarte des și spunea tuturor că, știți, așa cum vrei să mergi în cer cu balonul, cu aer, trebuie să lași din greutăți. Și atunci și noi, dacă vrem să mergem spre cer, să ne înălțăm, și noi trebuie să lăsăm din greutățile noastre, care de fapt sunt păcatele noastre, cele pe care le facem de zi cu zi. Dumnezeu i-a dat lui Carlo Acutis, pe lângă acest suflet caritabil, nobil, i-a dat și niște remarcabile abilități în domeniul informaticii. El cunoștea algoritmii foarte bine, tehnologia, mult mai bine față de cei de vârsta lui. Și datorită dragostei lui față de Euharistie, el a decis să-și folosească aceste abilități ca să promoveze Euharistia și miracolele euharistice. Mesajul lui era, Euharistia este drumul meu către cer. Și el voia ca acest mesaj să ajungă la cât mai mulți oameni și în special la tineri, la cei de vârsta lui. Știa că prin tehnologie o să ajungă mai ușor, pentru că tinerii sunt cei care folosesc cel mai mult tehnologia. În 2006, la doar 15 ani, Carlo Acutis moare din cauza unei leucemii și este înmormântat din dorința sa la Assisi, locul său preferat din toate cele pe care le-a văzut în călătoriile sale și locul în care sfântul lui preferat, Francis de Assisi, a lăsat totul pentru Dumnezeu. La 14 ani de la moartea sa, pe 10 octombrie 2020, el a fost și beatificat de către Biserica Catolică, deoarece au observat în urma exhumării că corpul lui nu a fost foarte afectat de procesul de putrefacție care în mod normal are loc la orice cadavru. De asemenea, foarte multe persoane au confirmat mijlocirea lui Carlo Acutis în viața lor, iar Papa Francisc a și aprobat un miracol, o vindecare miraculoasă a unui băiețel din Brazilia care sufera de o boală congenitală foarte gravă. Datorită dragostei pentru Euharistie, abilităților sale în domeniul informaticii, vocației sale de a fi sfânt, dar și perioadei în care el a trăit, Carlo Acutis a fost declarat
Primul sfânt al mileniului, deci iată că putem să fim sfinți și în zilele noastre, se poate. Și de asemenea, el a fost declarat și patronul programatorilor și al tinerilor, pentru că el își dorea foarte mult să-i facă și pe cei de vârsta lui să fie ca și el, să iubească Euharistia. Acesta a fost ultimul miracol euharistic pe care noi vi l-am prezentat. Sunt mai multe, dar noi acestea le-am ales. Mulțumim mult că ați asistat și sperăm că după această prezentare să priviți Euharistia ca și un izvor, pentru că prin ea primim prezența reală a lui Iisus și puterea sa, dar să o priviți și ca și un apogeu, realizând că nu putem să fim mai aproape de Dumnezeu nicăieri pe acest pământ decât prin prezența lui Iisus în Euharistie. Foarte frumos ați fost și voi. Ianca și Irina, mulțumim foarte mult că ați vrut să vorbiți despre miracolele eucaristice. Cred că este și asta un miracol, că astăzi sunt tinere care doresc să vorbească despre Eucaristie. Deja este un miracol și vă mulțumim frumos că sunteți înflăcărate pentru Iisus, care... Desigur că, cum ați zis, este și izvor și apogeu. Izvor, multe ori venim la Iisus, venim să ne rugăm, să primim putere de la El, câteodată mângâiere, altădată înțelepciune, ca să putem să mergem înainte. Noi nu avem altă sursă, alt izvor decât El, și El ne-a lăsat Eucaristia tocmai pentru aceasta. Și este bine să știm că Eucaristia este care naște biserica și biserica face Eucaristia, spunem acest cuvânt, că prin preotul, prin consacrarea preotului, deci cum consacră preotul. Astăzi, dimineața, când meditam, eu m-am gândit că această săptămână este dedicată pentru a ne întâlni cu Iisus. Tinerii, adulții, cine vrea, cine poate, cine ajunge în apropierea noastră, în oricare program. Și eu m-am simțit foarte, foarte mic, foarte slab. Cum pot eu să fac ca oamenii să se întâlnească cu Iisus? Și atunci m-am gândit că poate că sunt și eu și sunteți și voi, cum este făina, cum este apa, ceva din care se face ostie, ceva mic, ceva neînsemnat, dar Iisus le transformă în Eucaristie, în El. Și astfel Iisus poate să facă ca oamenii să se întâlnească cu El. Și m-am gândit că poate că și mica, slăbiciunile noastre, fragilitatea noastră, poate că neputința noastră multor, dacă punem așa în mâna Lui, ca El să consacre și să transforme, așa cum la cuvintele preotului, transformă pâinea în trupul Lui și vinul în sângele Său, să ne transforme și pe noi, să fim instrumente bune pentru mulți oameni, ca ei să reușească să se întâlnească cu Iisus. Și când vin la Eucaristie și îmi place să stau, nu mă îngenunchez undeva în spate, merg acolo un metru jumătate de la Iisus, acolo mă așez, acolo îmi place să stau de vorbă cu El. Și câteodată și mai așa, se întâmplă că nu sunt atent acolo. Stau în fața lui Iisus și mintea mea zboare altundeva. Nu știu dacă cu voi se întâmplă, cu mine câteodată se întâmplă. Dar caut să rămân fidel de acel program cât stau cu El și câteodată fac așa, încep să enumer pentru păcatele mele, pentru care eu cer iertare. Atunci nu adorm, atunci sunt atent acolo. Altădată încerc să înșir pentru ceea ce îi mulțumesc.
lui și găsesc mereu multe lucruri. Câteodată și 15-20 de lucruri pot să le identific și le înșir și îi mulțumesc, ești aici pentru toate acestea. Și altă dată când este și mai bine, când nici nu este că cer iertare, nici nu este că îi mulțumesc, ci caut să-L ascult pe El. Oare tu ce ai vrea? Și câteodată aici este că ori alunec, ori devine rugăciune foarte, foarte profundă, când caut să înțeleg ce dorește El de la mine, de la noi, de la comunitățile noastre. Așa sunt eu cu Eucaristia, cu adorația și vă mulțumesc frumos că ați vrut să ne aduceți așa de aproape de Iisus în Eucaristie. Poate că mai încă un lucru, că pentru mine este important și acest lucru, că știu că și tu te-ai împărtășit la aceeași masă, și tu, și tu, și tu, și tu. Și dacă am fost comeseni, deci la aceeași masă am mâncat, același trup al lui Iisus am mâncat, atunci este o cale pentru unitate. El poate să ne unească. Și dacă această unitate nu este vizibilă, încă poate că nici nu este plină de iubire încă, dar putem spera de El că va fi odată și mergem la împărtășanie, îl primim pe Iisus și tot mai mult ne va transforma în El și în El vom fi una. Și asta este și speranța mea, că El va face aceasta și când merg la împărtășanie, în mine se întărește această speranță. Vă mulțumesc din tot sufletul și vă mulțumesc și părintelui paroh care de mulți ani a introdus aici jos în capelă adorație perpetuă. Deci tot timpul este adorație și ziua și noaptea și tot timpul sunt oameni care stau acolo adorație. Am intrat și eu un pic mai înainte acolo, am văzut că era o doamnă acolo, se ruga. Și este frumos. Părinte, vă mulțumim frumos pentru aceasta. Știu că vrei să iei microfonul, imediat îți dau, dar... Nu? Aș vrea doar... Mulțumesc mult! Eu deja merg și mai departe, că tinerii care au organizat această săptămână, la ora 6:45 va veni tramvaiul care se oprește pentru noi, vom merge la Colping și acolo va fi o seară cu tineretul. Cine dintre voi are timp, veniți, sunteți invitați. Și mâine, asta a fost toate după masa aceasta, a fost un preludiu, zicem așa, că deschiderea oficială va fi mâine acestei săptămâni, pentru că nu se putea face astăzi deschiderea, că lumea e plecată și mulți tineri nu sunt aici în oraș. La ora 2, în piața Sfântul Gheorghe, cu drag vă așteptăm acolo, va veni și episcopul greco-catolic din Lugoș, va veni cineva de la Episcopia Ortodoxă, vine și de la Reformat, de la Evanghelic și de la Cultul Mozaic, deci vom fi acolo câțiva și primarul și prefectul și președintele Consiliului Județean, dar vor fi tinerii acolo, dar ei vin ca să-i salute și vă așteptăm și pe dumneavoastră acolo, care puteți veni de la ora 2. La 3, mâine vrem să fim în sinagogă și acolo doamna președinte ne așteaptă, rabinul lui acasă, ne așteaptă și va explica un pic sinagoga. Și aceștia sunt pași mici de a construi punți, nu poduri, între confesiuni, între religii, între persoane. De acolo mergem la Biserica Ortodoxă Sârbă, deci de la ora 4 suntem acolo, iar ne așteaptă părintele vicar acolo. Și după aceea este o grupă care merge pe Bega și acolo va fi cu un vapor, vor merge așa cu program spiritual în vapor, vor fi numai ei, deci extra pentru ei este. Și sunt astfel de programe, poate că încă mai spun 4 programe, vă atrag atenția. Unul este procesiunea care va fi joi seara, probabil că sunteți toți informați, aici de la această biserică pornim, vin joi seara la ora 19 și episcopul greco-catolic va deschide această procesiune și se va ruga
Stăm doar 15 minute, dar și pe drum cântăm cântecele noastre religioase cu lumânările, dar le aprindem doar când se face spre undeva la biserica reformată, când începe să fie deja beznă. De acolo mergem la Catedrala Ortodoxă, intrăm și acolo, ne rugăm după aceea la Catedrala Romano-Catolică. Va fi și tinerii conduc, dar pe toți și dumneavoastră vă așteptăm minde închițărea Tătălvarung la această procesiune. Un lucru care e foarte, cred că va fi ceva foarte frumos. Și vă spun acum trei programe unde pot intra numai cei care se registrează, deci, pentru că primim loc. Deci începem în ordine. Vineri seara, în operă, la ora 19, tinerii, grupa ecumenică de toate confesiunile, și greco-catolice cineva acolo, și romano, și ortodox, și așa, ei vor da un spectacol pentru care se pregătesc de foarte mult timp. Părintele Joul este aici, dânsul i-a condus această grupă de un timp, și Cristine acolo, care a dat tot suportul, și încă mulți care sunt aici, lucrează, și Tabita și ceilalți. Deci tinerii noștri din oraș vor da în operă un spectacol care sper că vă va place mult. Trebuie registrare. Al doilea lucru pentru care trebuie registrare, va veni Constantin Necula, un preot ortodox renumit, și un preot romano-catolic, Doboș Francisc. Ei doi vor da sâmbătă la ora 2 la UVT, în sala festivă, în anfiteatrul acolo la UVT. Va fi o masă rotundă și vor vorbi tinerilor, vor fi foarte mulți tineri. Iar trebuie pentru aceasta, că am zis că fiecare loc să fie dat ca să nu fie un tumult, deci trebuie înregistrare. Dacă nu v-ați registrat și mai sunt locuri, acolo este Bea, undeva acolo cu ochelari, te ridici, te rog, la dânsa puteți încă să vă înscrieți, ea știe dacă mai sunt locuri sau nu, dar cred că mai sunt. Și al treilea, asta vă mai spun, sâmbătă seara la ora 7 va veni Gen Verde. Nu știu dacă ați auzit de această formație internațională, vreo 13 națiuni, sunt numai fete, și locuiesc în Italia, în Lopiano, și vor da un concert Start Now aici la Capitol, la Filarmonie. Și acolo 850 de locuri sunt, dar puține locuri au mai rămas, dar încă au mai rămas, așa știu. Va fi un concert care vor da aceste fete împreună cu acei 110 tineri care în aceste zile, miercuri, joi și vineri, vor avea workshop-uri, ateliere cu ele. Și vor învăța și ei anumite dansuri, cântece, drama și fel și fel de lucruri, și împreună vor urca pe scenă acolo. Asta pot să vă spun acum. Cei care veniți, sunteți foarte bineveniți. Cei care nu reușiți să veniți, vă rugăm frumos să ne însoțiți cu rugăciune. Vă mulțumesc frumos! Seară plăcută! Preasfințitul mi-a luat din gură vorbele, că eu vreau să fac reclamă la capela noastră de adorație euharistică perpetuă, că oricând puteți să sunteți bineveniți la orice oră din zi și din noapte. Este capela de adorație euharistică perpetuă care a rezistat și cel mai crâncen în lockdown, când a fost, știți foarte bine, eram toți în casă, nu puteam să ne mișcăm și am zis ce facem acum. Închidem capela și, cum să vă spun, Domnul a vrut să facă posibil în continuare această adorație. Și cum s-a procedat? Pur și simplu, știți că erau hârtiile acelea care trebuia să semneze cineva că acolo că este liber să treacă persoana care face o activitate esențială. Și eu m-am gândit așa, Doamne, dacă Tu vrei să continue adorația perpetuă, eu dau aceste hârtii adoratorilor, cum că în capela aceasta este activitate esențială. Nu? Și vreau să vă spun că miracolul s-a produs, în sensul că
Adoratorii au putut să treacă prin aceste baraje, vă amintiți, erau jandarmi, poliție și trebuia să mereu să arați hârtia. Nici o persoană nu a fost întoarsă înapoi. Iar unele adoratori au spus: Părinte, nici măcar nu m-a oprit, ceea ce era iar un miracol, că te ai oprit două dată, de mai multe ori, până ajungeai din periferie până la aici. M-am gândit așa că poate Domnul a făcut posibil să nu fie văzut acea persoană care vine. La Dumnezeu totul e cu putință. Asta unul la mâna a doua. Vreau să felicit pe aceste fete minunate. Andreea, vorbi cu un preot, scuză-mă. Ai fost o revelație. Acum tu ai fost la adorație, ai cântat, ia, când ești la vioară, preasfințite și la adorație, cu Leo și cu trupa care cântă aici în fiecare duminică seara și vineri seara. Avem două momente de adorație euharistică săptămânale cu public. Dar ai vorbit, ai fost o revelație pentru... A bine acum, lasă asta, deci ideea este că ai vorbit excepțional, sincer îți spun, și Irina și Bianca, și ați punctat așa exact. Eu n-am vrut să văd ce scrieți acolo, să le las pe ele, și ați fost adevăr excepționale și mă bucur tare mult că aveți această dragoste. Acum treci din parhie, celelalte două nu contează, deci în alte parhii este foarte important că ați vrut să participați, să prezentați așa ceva, pentru că în ziua de astăzi Euharistia, așa cum ai spus, nu este apreciată la cum ar trebui să fie. De exemplu, s-a făcut un sondaj în America, în Statele Unite. O întrebare simplă. Deci, într-o biserică foarte mare, peste 80 de milioane de catolici sunt în Statele Unite, spus, credeți în prezența reală a lui Iisus în Euharistie? Atât. Care a fost rezultatul? 70% au spus că nu este prezent Iisus Hristos cu trupul, sângele, sufletul și divinitatea lui. Deci e de foarte mare actualitate. Mă bucur că ați ales tema aceasta, mă bucur tare mult. Nu? Și încă o dată Domnul să vă binecuvinteze, așa că ați făcut această prezentare care mi-a plăcut tare mult. Și acum, cei care doriți, noi avem și liturghie, este ziua de apărare a vieții astăzi la noi. Cine puteți să rămâneți, rămâneți, cine nu, Domnul să vă binecuvânteze. Rugăm pe Preasfântul să ne avea o binecuvântare înainte și după aceea... Domnul să fie cu voi, să vă binecuvânteze, să vă statornicească atotputernicul Dumnezeu, să vă umple de prezența sa, de bucuria prezenței sale și să vă dăruiască, având înflăcărare și speranță, pentru a merge împreună după Iisus. Astfel să vă binecuvânteze Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.